Bine v-am regăsit! Ultima întrebare s-a referit la un explorator care s-a rătăcit în deșert. Ca de obicei, s-o revedem. Singura lui șansă era să se deplaseze la canal, să ia apă și apoi să încerce cu ultimele puteri să ajungă la sat. Dar pentru că era deja foarte slăbit și nu mai avea hrană, era foarte important să găsească traseul cel mai scurt. De fapt, trebuia să afle unde se găsește un punct pe malul canalului, să-i spunem punctul P, în care să ajungă pentru a lua apă și apoi să se deplaseze de acolo spre sat, în așa fel încât traseul E, P, sat să fie cel mai scurt. Și aceasta este întrebarea. Cum putem să găsim poziția unui punct P de pe malul canalului pentru ca traseul E, P, sat să fie cel mai scurt? De multe ori când predam la optică reflexia și refracția luminii, îmi începeam cursul cu următoarea întrebare. Pe un gard se găsește o pasăre leneșă, iar la o anumită distanță de ea se găsește un brad. Pe jos, între gard și brad, se găsesc boabe de grâu. Pasărea vrea să mănânce un bob de grâu și să zboare apoi în vârful bradului, dar pentru că e leneșă, vrea să zboare cât mai puțin. Unde se găsește bobul pe care trebuie să-l mănânce pasărea pentru ca traseul gard, bob, vârful bradului să fie cel mai scurt? Observați asemănarea cu întrebarea noastră? Poziția bobului care dă traseul cel mai scurt se poate găsi prin mai multe metode, așa cum au arătat și unii dintre cei care au dat răspunsuri corecte. Dar cea mai simplă și mai ușor de înțeles, cred că este următoarea. Construim simetricul vârfului bradului față de sol și unim punctul simetric cu poziția păsării, așa cum vedeți în desen. Este evident că acesta este traseul cel mai scurt între cele două puncte, deoarece este un segment de dreaptă. Acest segment intersectează solul în punctul în care se găsește bobul care dă traseul cel mai scurt și pentru traseul gard, bob, vârful bradului, marcat cu roșu în desen. Și asta pentru că traseul roșu are aceeași lungime cu cel alb, despre care știm că este cel mai scurt posibil dintre pasăre și simetricul vârfului bradului. De ce au cele două trasee, cel alb și cel roșu, aceeași lungime? Este o demonstrație geometrică cât se poate de simplă. Triunghiurile dreptunghice desenate cu roșu, respectiv cu alb, au catetele de aceeași lungime și asta înseamnă că trebuie să aibă și ipotenuzele de aceeași lungime. Și ipotenuzele sunt tocmai distanțele care ne interesează. Dacă vă întrebați de ce punem această întrebare la optică, răspunsul este că lumina ar parcurge și același drum ca să ajungă din vârful gardului în vârful bradului, reflectându-se pe o eventuală oglindă care s-ar găsi pe sol și ar face acest lucru pentru că există în optică așa numitul principiu al timpului minim sau principiul lui Fermat, care spune că lumina se propagă între două puncte întotdeauna pe drumul cel mai rapid. Și pornind de aici se poate găsi a doua lege a reflexiei. Cei interesați de deducerea legilor reflexiei și refracției pornind de la principiul timpului minim, găsesc aceste demonstrații în cursul de optică, reflexia și refracția luminii. Acum putem reveni la întrebarea noastră. Exploratorul trebuie să facă ceea ce v-am arătat. Întâi trebuie să construiască simetricul locului în care se găsește satul față de canal, adică punctul S, așa cum vedeți în desen. Apoi să unească simetricul satului cu poziția lui, iar punctul în care segmentul SE intersectează canalul este punctul P, de poziția căruia are nevoie exploratorul nostru. După ce ajunge la punctul P și ia apă, el trebuie să se deplaseze pe traseul roșu, adică în linie dreaptă, până la sat. Traseul E, P, sat, fiind cel mai scurt traseu
între poziția exploratorului canal și sat, îi asigură cele mai mari șanse de supraviețuire. De data asta am avut mai multe răspunsuri corecte și ele au fost date, sper că n-am uitat pe cineva, de Dumitru Antonie și Mihăiță Florin Smetan, cu mai multe variante de răspuns, Dana Bișoiu, Daniela Carmen Băluță și Gabriela Băbeanu. Felicitări tuturor și mulțumiri! Iar acum vă prezint următoarea întrebare, întrebarea cu numărul 90. Cândva, cu mult timp în urmă, directorul unui muzeu american de istorie a primit o scrisoare în care se găsea o hartă cu un teritoriu din sudul Mexicului. Cel care trimisese scrisoarea marcase un punct pe hartă, cam la 80 de kilometri în linie dreaptă de coastă, și pretindea că în acel loc descoperise o piramidă a civilizației Maya. El dorea să primească recompensa pe care muzeul o promitea celor care realizau descoperiri importante. Pentru a dovedi că spunea adevărul, expeditorul scrisorii adăugase în plic o fotografie cu piramida descoperită. Directorul muzeului s-a hotărât să organizeze o expediție pentru a vedea și fotografia piramida. Așa că a angajat o navă care să-l ducă până în sudul Mexicului. Dar deoarece locul în care urmau să acosteze era foarte izolat, era departe de orice așezare umană, pe de o parte nu putea angaja localnici care să-l ajute în expediție, iar pe de altă parte era imposibil să ajungă singur de la navă până la locul în care se găsea piramida, pentru că nu putea duce cu el suficiente provizii încât să-i ajungă pentru un drum atât de lung. Așa că trebuia să ducă cu el un număr de însoțitori care să-l ajute. Studiind pe hartă traseul de urmat pentru a ajunge de la navă la piramidă, directorul a calculat că era de mers într-o zonă destul de muntoasă, cam 100 de kilometri. A mai observat că traseul era destul de greu practicabil, așa că nu putea spera să parcurgă decât în jur de 20 de kilometri pe zi. Așa că planul era următorul. Trebuia să ia cu el în expediția de la navă la piramidă un anumit număr de însoțitori care urmau să se întoarcă pe rând, lăsând proviziile de care nu mai aveau nevoie celorlalți, până când rămânea doar el cu suficiente provizii ca să poată să ajungă la piramidă și să se întoarcă la navă. Însă resursele financiare ale directorului erau destul de limitate, iar nava costase deja destul de mult, așa că trebuia să găsească numărul minim de însoțitori de care avea nevoie. Folosindu-se de experiența pe care o avea în organizarea unor astfel de expediții, el a apreciat că fiecare participant la expediție putea să care, în condițiile traseului, provizii pentru cel mult 6 zile. Și întrebarea este următoarea. În condițiile pe care vi le-am prezentat, care este numărul minim de persoane pe care trebuie să le angajeze directorul muzeului și care să plece împreună cu el de la navă spre piramidă, pentru ca în finalul expediției el să poată ajunge la piramidă cu suficiente provizii încât să se poată și întoarce? Și cum trebuie organizată această deplasare? Aștept cu nerăbdare să văd cum organizați această expediție. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!